Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Gioană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi acestea... Azi când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu chemat domnul în urgență. Nicolae. Domnul Băsescu. V-a chemat el în la... urgență? Pe domnul Gioană. Domnule Traian Băsescu, vă rog, este o rubrică cu întrebare și răspuns. Cred că okay. Domnul Mircea Gioană a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Gioană, răspunsul. Deci azi noapte v-a plăcut întâlnirea? Vă rog, domnule Gioană. Am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu. Azi noapte, da? Da. Vă rog, vă rog, liniște. Așa cum ați avut... Eu am văzut-o pe vă rog, domnule Traian Băsescu. Așa cum ați avut dumneavoastră zeci de întâlniri cu acest domn în anii în care erați apropiați. Domnul Gioană. Și hai să și haideți să lăsăm puțin rezonabil. Veți avea la dispoziție de asemenea. Și cred că a fost, cred că a fost un lucru decent, da, pentru că m-a sunat, care a fost problema? M-a sunat după ce într-un interviu într-o gazetă de sport, i-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă să avut, să explicați că ați greșit. Și am avut o discuție, vă rog, domnule, despre ceea ce reprezintă o relație corectă între doi oameni. La dânsul acasă. La dumneavoastră acasă și la dânsul acasă, de câte ori ați băut whisky cu domnul Vântu în anii precedenți? Niciodată. Cu cubul sau fără cubul? Niciodată. Vreți să sunăm pe domnul Vântu de câte ori v-ați întâlnit cu domnia sa? Vă rog. Haideți să facem o legătură, da, cu domnia sa. Vă rog. Atunci, nu am niciun fel de relație cu niciun om, mogul sau nemogul din țara asta, care să fie în afara principiilor și a lucrurilor cinstite în această domnul țară. Domnul Gioană, eu vă întreb un lucru. Ieri s-a întâmplat un lucru dificil. Popa Nicolae, cel care a fraudat gelsor și cine este Popa Nicolae, domnul Băsescu? Vă spun eu. Popa Nicolae, cel care a gestionat gelsor și FNI, condamnat 15 veți ani. Veți avea ocazia, dacă vreți să faceți aceste precizări, condamnat 15 ani în România. Revin la întrebarea mea. Domnul Gioană, ieri a fost arestat Popa Nicolae, cel care a devalizat în numele domnului Vântu gelsor și FNI, alături de doamna Vlas, cel care îi căra banii cu sacoșa. Domnul Vântu are o mare problemă. Unul din martori a fost arestat la Jakarta. Îmi este cunoscută panica în care un om care se teme și care probabil l-a sprijinit să dispară din țară. Deci panica în care un astfel de om intră când martorul principal... Vă rog să concentrați, domnule Traian Băsescu. Când martorul principal apare și autoritățile românești îl prind. Când s-a întâmplat este asta, în legătură, ieri, este în legătură chemarea pe care v-a făcut-o domnul Vântu azi noapte. Aceasta este a doua întrebare. Cu arestarea lui Popa Nicolae. Domnule Băsescu. Considerăm o a doua întrebare. Domnule Băsescu. Este. Domnule Traian Băsescu, considerăm... Aceasta este a doua întrebare. Aceasta este a doua întrebare. Vă rog, domnule Gioană. O uriașă minciună. Ați și este, sau nu și este la... penibil din partea unui candidat la președinția României să facă astfel de aluzii. Domnul Gioană, sunteți domnule disperat Traian Băsescu, vă și veniți acum, cu minciuni sfruntate, domnule Băsescu. Domnul Gioană, nu știu cine este răspuns... Popa, nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăștia, nu răspuns... mai inventați și nu mai creați false discuții. Nu mi-ați răspuns la întrebare, ați fost azi noapte la Sorin Ovidiu Vântu? V-am răspuns că da, nu e nicio discuție, nu cunosc niciun Popa, dumneavoastră îi cunoașteți pe toți cei care au probleme cu aceste chestiuni. Vă cheamă și vă duceți, domnul Gioană. Domnul Băsescu, mă îndrept către concluzia, eu mă îndrept către concluzia pe care vreau că să sunteți spun disperat de la în această campanie. Nu, fiți liniștit, nu eu sunt cel disperat. 8.000 de firme care făceau export din cele 28.000 și-au închis activitatea. Evident că trebuie să ce luăm... Ce exportau aceste firme, aceste, domnul Gian? Acești bani de la Fondul Monetar trebuie deci să luați. Deci ce piață a căzut la export? Deci... Dacă aveți, dacă ce aveți, piață dacă a căzut aveți, la dacă export? Aveți răbdarea să ascultați răspunsul, vi-l dau fără probleme. Domnule Traian Băsescu, domnule Mircea Gioană, interesant. Am înțeles, interesant de așteptați un răspuns de la domnul Mircea Gioană. E în regulă? Eu m-am documentat... Ascultați, nu, ascultați, vă rog. Ascultați eu m-am documentat pentru această emisiune și aș vrea să aflu de la domnul Gioană ce piețe de export au căzut. Dacă domnul Gioană vă poate oferi un răspuns, sunt convins că va face următoarele firme minute. Firme în insolvență datorită lipsei creditării Gioană, și a blocajului financiar. Unde au căzut exporturile românești? Rog, au căzut piață. Și exporturi, dar... Unde, unde? Pe ce piață? Pe piețele occidentale. Care, care? Care? Occidentul e mare. E mare? Domnul cât Gioană, mare? Luați notă. Cât de mare este? Luați notă. Cât de mare este?
în această... Și ce am făcut pentru cele 23.000 de firme care sunt blocate din lipsă de creditare, este de insolvență în acest moment. Permiteți-mi, vă rog. Imediat, domnule Traian Băsescu. Deci spuneți că firmele astea nu s-au închis, nu? În această perioadă de criză economică, România... Deci în 2009, exporturile românești au crescut în Germania, în Olanda... Adevărata critică la adresa guvernului Boc este că avem cel mai prost program anticriză din Europa, notat cu nota 1,9. Deci este ceva în mod strategic greșit la abordarea guvernului României pe acest subiect. Cine a pus această notă, domnul Ioan? Vă dau să citiți dacă vreți... Nu, cine a pus această notă? Un institut prestigios economic de la Londra. Numele institutului, vă rog. Deci, din punctul meu de vedere, platoul continental al Mării Negre, zona economică, a fost câștigată de România în proces la Haga. Dar și Ucraina are resurse în acea zonă. 700 de kilometri pătrați se adaugă la ceea ce era deja recunoscut. Deci aici noi nu avem a face compromisuri cu nimeni. Este problema României și nu exploatare împreună. Problema României să valorifice 100% resursa din zona economică. În ceea ce privește, mă rog, în ceea ce privește... Dar nu a stabilit o comisie prezidențială cu Ucraina acum 5 ani și nu funcționează? Asta încerc să vă spun. Că da. nu trebuie să ne prevalăm de faptul că suntem membri ai NATO și ai UE. Bush, când a fost la București, a spus că România să vină o punte către răsărit. O relație bună cu Ucraina, o țară de 60 de milioane, atenție, e un lucru elementar. Atenție că sunt suporterul unei bune relații cu Ucraina, cu condiția ca această punte pe care o descrie să nu fie una pe care calcă doar Ucraina și România, nu. În primul rând, mediul de afaceri este mulțumit că s-a reușit stabilitatea monedei naționale și este mulțumit că s-au creat condiții să-și ia bani din bănci, chiar cu dobândă mai mare, pentru a-și plăti ratele. La 18% rata dobânzii, cum poate să fie un om de afaceri mulțumit când nu se închide pe bilanțul acelei firme? Este imposibil. Îmi permiteți să vă spun este că... Este imposibil. Îi rog pe susținătorii celor doi candidați. Îmi permiteți să vă spun că domnul Gioană nu știe dobânda la băncile din România? Căutați în jurul la 10-9-8 în momentul de față, domnul Gioană. Cum se rezolvă, și vă rog să fixați dumneavoastră în câteva fraze un răspuns, cum se rezolvă paradoxul din sistemul sanitar românesc? Rezidenții nu se pot angaja pentru că nu există fonduri, în timp ce spitalele au un deficit enorm de personal de specialitate. Domnule Gioană, vă rog. Da, am primit atât la Timișoara cât și la Iași, împreună cu domnul Crin Antonescu, memorii din partea tinerilor medici rezidenți care ne semnalau această mare nedreptate. Vreau să-i asigur că vom găsi resursele pentru ca medicii rezidenți să poată să găsească locuri de muncă în spitalele din România. Vreau de asemenea să vă asigur și pe cei care se gândesc la serviciile medicale de la țară că va trebui să găsim un pachet extrem de atractiv pentru un tânăr medic ca să meargă la țară. Va trebui să găsim acolo o situație locativă foarte bună, un pachet financiar foarte atractiv și poate chiar și un plan de carieră accelerat, astfel încât un tânăr sau o tânără cu medicină să poată, într-adevăr, să fie mai aproape de cei care au atât de multă nevoie de aceste chestiuni. Vreau de asemenea să spun că va fi nevoie de un efort de bugetare multianuală. Și faptul că în premieră guvernul Iohannis va avea un ax pe sănătate, ca și pe educație, timp de 3 ani de zile, ne va permite să putem să știm cu precizie banii pe care îi investim în modernizarea dispensarelor de la țară, în câte smurduri ducem în localitățile mai mici, câte spitale modernizăm și mai ales cum facem să motivăm tinerii medici care, vă spun, pleacă pe capete în străinătate, va trebui să găsim resurse de unde știm ca să-i plătim pe medici ca să stea acasă, să aibă grijă de bolnavi și de bătrânii. Domnule Traian Băsescu, ce le spuneți acestor tineri medici rezidenți? În primul rând, i-aș spune domnului Gioană, care din nou nu are informațiile la zi, ieri guvernul a rezolvat problema angajării medicilor rezidenți. Foarte bine! S-au alocat sumele necesare pentru ca toți medicii rezidenți să fie angajați. Problema majoră este însă de ce n-a fost rezolvat în altă până parte. De ce n-a fost rezolvat până acum? Poți să întreb? Ați avut Ministerul Sănătății. Păi s-a întâmplat ați avut de când... Ministerul Sănătății. De când nu mai este ministrul domnul Bazac? Deci a trebuit să plecați din guvern ca să rezolve un ministru interimar problema rezidenților.